simțit în această seară la rendezvous? Excepțional, nu mă așteptam sincer și a fost magic, pot să spun. Nici probleme sunt multe, dar în rest tot ok. Mi-a plăcut și bineînțeles încă nu s-a terminat seara. Poți să ne spui cum a început povestea ta în muzicii, care a fost prima ta legătură cu muzica? Prima mea legătură cu muzica a fost, pot să spun, clasa 12 ani. Eram la o oră de muzică, eu până atunci nu cântasem. Cântam baie, bineînțeles, cum cântă toată lumea. Și profesoara de muzică de atunci mi-a spus, de fapt a spus la toată lumea să cânte fiecare câte o strofă dintr-o piesă. Și mi-a pus și când a ajuns la mine, a plăcut foarte mult și m-a ales pentru un cor și de atunci mi-a spus că sunt soprană de coloratură și că să-mi urmeze această cale. Dar părinții mei m-au susținut și în acest motiv a trebuit să fac altă facultate a SEU. Și pot să spun că acum mai bine s-au mai liniștit și pot să te susțin. Mai ok, da, să mă susțin, da. Ce planuri ai tu vis-a-vis de muzică? Păi, planul mare, sincer. Adică vreau asta să mă acces pe muzică. Să reuși o carieră? Da, să reuși o carieră muzică. Acum, Dumnezeu ce vrea. Eu asta îmi doresc. Noi îți dorim mult succes în continuare și te mai așteptăm la evenimentele organizate de nou. Da, mulțumesc.